În ediția de astăzi vă prezentăm acțiunile Partidei Romilor în comunitățile din țară. Echipa din Viața Romilor a însoțit delegațiile coordonatorilor regionale ai organizației în localitățile din Ardeal, Oltenia și Moldova, într-o perioadă dificilă marcată de pandemie, criza economică și cea energetică. Partida Romilor și-a intensificat intervențiile în teritoriu, fiind permanent aproape de populația romă și implicându-se pentru a-i reprezenta interesele. Liderii Partidei Romilor pro-Europa, deputatul Cătălin Manea, prim-vicepreședintele Daniel Vasile și prim-vicepreședintele Iulian Paraschiv au mers în mijlocul comunităților de romi pentru a discuta direct cu oamenii și pentru a propune autorităților măsuri menite să îmbunătățească viața comunității. Care sunt realitățile cu care se confruntă romii din județele Brașov, Dolj și Bacău? Aflați în cele ce urmează. Rămâneți cu noi! Începe o nouă ediție din Viața Romilor! Echipa de coordonare a Partidei Romilor în regiunea Ardeal, condusă de deputatul Cătălin Manea, a susținut o vizită de lucru în județul Brașov. Pentru început, reprezentanții Partidei Romilor din județul Brașov și coordonatorii de la centru au evaluat într-o ședință stadiul acțiunilor din teritoriu și prioritățile comunităților de romi din centrul țării. Discuțiile au acordat o atenție deosebită temelor legate de viața comunităților în contextul sanitar actual, accesul copiilor la educație și mai ales acordarea ajutoarelor de stat pentru încălzire în sezonul rece. Practic, în câte localități am fost? Am fost în 5 localități, am început în luna august, chiar pe 2, când am comemorat victimele Holocaustului, în municipiul Săcele. Paul este aici. Am avut un eveniment impresionant acolo. Am continuat cu Ormeniș, Racoș, Făgăraș și Homorod. Practic, am fost în 5 comunități, în jumătate dintre comunitățile în care noi avem lideri și structuri. Asta înseamnă că ne-am atins obiectivul pe care l-am stabilit în ședința regională de la Cluj. Am spus să fim prezenți. De fapt, noi ne-am propus ca anul acesta fiecare județ din regiunea Ardeal să ajungă în cel puțin 5-6 localități. În fiecare localitate am avut întâlniri cu liderii noștri și cu structurile de acolo. Am consolidat prin alegerea președinților. Unii au rămas, alții s-au schimbat. Și așteptăm cu nerăbdare acțiunile și activitățile care urmează, pentru, în special pentru pe educație, pentru copiii din localitățile noastre, pentru că sunt familii foarte sărace și comunități care n-au infrastructură și sperăm cât mai repede să ajungem acolo să vedem ce putem să facem pentru ei. Aș vrea să știu, pe de o parte, în ce măsură copiii noștri de rom participă la activitățile din învățământul online, au sau după caz nu au ceea ce le trebuie, internet, tablete, telefoane? Asta ar fi o întrebare și, de fapt, o trecere în revistă a situației și, în egală măsură, tot în contextul pandemiei, vreau să vă întreb în ce măsură se descurcă familiile nevoiașe cu solicitarea, să spunem, ajutoarelor de încălzire. Referitor la problema educației, la Făgărașe puțin, sunt mari probleme în această perioadă, doar cele au fost ridicate tabletele date de către școală acum câteva luni, au fost luate înapoi de către director și nu s-au mai dat înapoi către ele. Dar care e motivul? De ce a făcut treaba? Motivul nu știm încă. Din cât am înțeles, din cauza că s-a reintrat în normalitate la un moment dat și au fost ridicate înapoi toate tabletele. Acum n-au mai fost date înapoi, referitor la problema cu documentația stufoasă pentru ajutoarele de energie. Într-adevăr, e foarte stufoasă, undeva la 9 pagini are un formular. Formularul respectiv, foarte complicat de completat. Am înțeles că mulți oameni sunt descurajați și renunță în a completa. Renunță, da, foarte mulți renunță. O altă problemă sunt actele de proprietate care lipsesc. Iar unde lipsesc acte de proprietate, la fel, nu se poate acorda ajutor de energie. Și da, știu că e o condiție. Foarte mult renunță. Deși de această dată ai noștri sunt, ca de obicei, romii noștri sunt în uitați, se află în aceeași situație dificilă. Noi sprijinim, la birou îi sprijinim. Da, asta e la locul lor. Vin la noi, le completăm formularele, mergem cu ei la asistența socială. Ăsta e un lucru foarte bun. Asta e un lucru foarte bun și sper ca și în celelalte județe să se întâmple acest lucru. Se vede clar sprijinul acordat de noi, de Partida Romilor. Evident că nu avem în toate localitățile resurse umane, dar după cum știți și voi, sperăm ca în scurt timp să ne întărim structurile în plan local,
ușor, ușor, pas cu pas, spun eu, mediatorul școlar, mediatorul sanitar, ce mai avem acolo, lideri formal și informal, experți, să facem o echipă în fiecare comunitate, să venim în sprijinul oamenilor pentru că au mare nevoie de noi. Mai ales că este greu și va veni o iarnă foarte grea, deci le va fi cu atât mai greu. Radu, tu cum? Dacă tot ai, exact cum ai spus și tu, eu o să-ți vorbesc un pic despre Racoș. M-am ocupat un pic în scurta asta perioadă de zona Racoș, am încercat să aduc un plus valoare acolo. Norocul nostru că acolo avem și doi consilieri de noștri și președintele nostru de acolo, el lucrează în primărie și le ajută să le completeze actele. Știu că îl tot sun și vorbesc cu el des și e mai tot timpul ocupat, fiind singur, el cam face toată treaba. Dar tot e un plus pentru noi. E un plus. Păi fără el acolo nu cred că se putea face nimica. Eu merg în comunitatea acolo destul de des și vă zic că am făcut așa o... nu să zic niște chestionare. Am făcut un studiu un pic acolo. Pe 50 de oameni am găsit mai mult de 3 cu o clasă. Toți așa se clasă și problema lor și actele mari, lipsa actelor de proprietate. Neavând acte de proprietate, automat nu poți să spui să-ți bagi curentul. Și atunci deja tabletele nu cred că mai rău să mai vorbim. La tine, Claudiu, care e situația? Un mediator școlar la Șinca nu este suficient, sunt foarte mulți copii acolo. Cum te descurci? Într-adevăr, avem un număr aproximativ de 600 de elevi. Activitatea este destul de grea și încercăm pe cât posibil să reducem abandonul școlar, să oferim sprijin atât familiilor cât și copiilor pentru a avea acces la educație. Spune-mi, te rog, care e relația, cum venim în sprijinul oamenilor acolo în contextul ăsta al pandemiei? Am încercat să suplinim nevoile comunităților de romi. Principala sursă de îmbolnăvire reprezintă nespălatul pe mâine, igiena până la urmă. Și în felul acesta am ajuns la un acord cu primarul localității și cu viceprimarul. A tras multe semnale de alarmă să se introducă apă. Da, o să vedem, o să mergem acolo să vedem exact care e situația. Nu, Ionuț, că înțeleg că deja ușor, ușor s-au mișcat lucrurile în direcția asta. Dacă s-au apucat de ieri, cu atât mai bine. Iată, în sfârșit, în secolul 21, avem și noi apă la Șinca. Aș vrea să-l întreb și pe colegul nostru de la Săcele, care e situația acolo. Cred că copiii, cel puțin din cartierul în care locuiesc, sunt puși la punct, oarecum. Adică, dacă online au tot ce le trebuie, dacă au nevoie de altceva, așa. Iar cu ajutorul acesta în ceea ce privește lemne sau, mă rog, sau celelalte facturi sau toate, iar se mai rezolvă, se descurcă oamenii, nu că n-ar fi nevoie, dar ceea ce a dus aminte mai înainte, atâta birocrație, că se lasă pe guba și merg mai departe. Nu sunt chiar la limita de a... Deci mulți renunță. Da, renunță. Un aspect important legat de comunitatea din Săcele este că, fiind una de cele mai mari din țară, sunt două posturi vacante de mediator sanitar și unul de expert. Acele posturi trebuie ocupate pentru că sunt 10.000 de oameni acolo care majoritatea dintre ei n-au apă, n-au gaz, n-au electricitate, nu mai vorbim de internet și alte lucruri și atunci cred că e comunitatea cu cele mai mari probleme din județul. Va trebui în următoarea perioadă să avem o discuție și cu primarul de la Racoș și cu primarul de la Făgăraș și cu primarul de la Șinca și cu primarii din alte localități de la Săcele, pentru că, repet, va fi o perioadă extrem de grea, riscul acesta de infectare este din ce în ce mai mare, nu ar trebui să ne bătăm cu apă rece, este clar că oamenii au nevoie de noi, de prezența noastră în comunități și, așa cum am mai spus-o de foarte multe ori, trebuie să fim alături de ei cu tot ceea ce depinde de noi și cu tot ceea ce putem face noi pentru ei. În continuare, membrii Partidei Romilor din județul Brașov și delegația de coordonatori de la centru au mers să evalueze situația la firul ierbii, în mijlocul comunității, primul popas fiind la școala gimnazială Gheorghe Șincai din comuna Șinca. Problemele elevilor romi din comunitățile deservite de școală sunt efecte directe ale lipsurilor financiare specifice mediilor defavorizate. Coordonatorul regiunii Ardeal al Partidei Romilor, deputatul Cătălin Manea și directorul instituției au discutat deschis problemele copiilor romi și soluțiile ce pot fi aplicate. Care ar fi principalele probleme ca să știm cum putem veni în sprijinul dumneavoastră, noi ca reprezentanți ai comunității rome? Evident că ne dorim ca copiii noștri să fie la școală și dacă depinde ceva de noi, de Partida Romilor, de colegii mei, suntem dispuși
să vă sprijinim necondiționat, pentru că asta înseamnă până la urmă să reprezinți o comunitate. Problemele sunt foarte, foarte grave în unele situații, unele familii. Nu cred că este pentru nimeni în țara aceasta un secret că sunt copii care nu au încălțări cu ce să vină la școală, sunt copii care suferă de frică, nu au lemne să-și facă foc în această perioadă rece. Deci sunt probleme adevărate. Înțeleg că aici avem un număr foarte mare de copii și că ar mai fi nevoie de încă un mediator școlar. Pentru că noi tocmai am demarat la nivel național un curs de formare a mediatorilor școlari. Avem aproximativ 150 de persoane care participă la acest curs desfășurat de Ministerul Educației, dar evident cu sprijinul Partidei Românilor. Eu cred că nu este un efort prea mare pentru noi să identificăm și cea de-a doua persoană să obțină acea calificare de mediator școlar, iar după aceea să demarăm procedurile legale care se impun pentru a fi încadrat la nivelul unității școlare. Vă mulțumim, este un proiect extraordinar. Comunitatea este împărțită, satele sunt împărțite, avem comunitate la Perșani, avem comunitate în Vâlcea, la Șinca, avem comunitate în Șercăița. Sunt comunitățile împărțite pe raza comunei Șinca. De aceea este mare nevoie de încă un mediator. La cei aproape 600 de elevi pe care are școala Șinca, un mediator face față foarte grea. O parte din echipa noastră a mai fost în această școală cu multe proiecte și ne-au ajutat foarte mult. Datorită lor, avem foarte mulți elevi din comunități care au reușit să finalizeze cele 8 clase, să-și continue studiile spre școala profesională, spre liceu și ulterior să-și găsească un loc de muncă. La a doua șansă, câți adulți aveți? Avem sunt două clase de la și primar și avem și gimnaziu. Noi trebuie să vedem de la un caz la altul, de la o familie la alta, care sunt problemele și trebuie să facem front comun pentru a veni în sprijinul oamenilor. Eu vă mulțumesc foarte mult și înțeleg că doriți să amenajați școala. Da, vrem să facem și un teren pentru un teren de sport. Copiii au nevoie de acest lucru. Vrem să-l amenajăm cu un bitum, cu porți, cu astea, adică să simtă și ei că orele de sport sunt cele mai frumoase și plăcute, că așa am fost cu toții copii și cred că ne doream acest lucru. Așa. Dacă ne puteți ajuta într-un acest demers, vă mulțumim foarte mult. Cu mare drag și cu respect vă asigur de tot sprijinul meu. Și aici e o altă discuție, am purtat-o cu mai mulți colegi de-ai mei din Camera Deputaților, eu fac parte și din Comisia de Învățământ și vreau să redeschidem toate școlile din România sâmbătă și duminică pentru toți copiii, să vină, să facă sport, să joace fotbal și atunci, în contextul ăsta, normal că ai nevoie de un teren de fotbal, de un teren unde să joace handbal sau alte activități sportive. Deci, încă o dată, vă asigur de tot sprijinul meu și de tot sprijinul organizației mele. Deputatul minorității rome și membrii Partidei Romilor din județul Brașov au vizitat apoi localitatea Șercăița, din comuna Șinca, zona în care trăiește o comunitate numeroasă de etnici romi. Oamenii au fost surprinși având în vedere că, în perioada dificilă pe care o traversăm, doar reprezentanții Partidei Romilor au mai ajuns la porțile lor pentru a le afla nevoile. Cea mai mare problemă a localnicilor este lipsa infrastructurii. Gospodăriile nu au canalizare, iar când plouă, circulația devine un calvar, în special pentru cei mici. Coordonatorul regional al Partidei Romilor, deputatul Cătălin Manea, a discutat cu oamenii pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă. Ce probleme sunt? Spuneți cu voce tare, că aici sunt probleme. Cu apa, este probleme cu apa. Drumul. Păi da. Drumul am văzut, că ajung săracii copii, ajung murdar la școală. Da. Copii nu poți să-i dai pe jos, că n-are cum. Probleme. E numai noroi, tot timpul. Apa, canalizarea și drumul. Astea sunt cele mai importante lucruri la noi. Da.
Acte sunt. Acte acum suntem în... Acte în, pe casă. Acum este procedura, toată lumea s-a dus la primărie și se trec toate casele, se intabulează pe fiecare bine. Proprietar. Medic de familie aveți, doamnă? Da. Da, avem. Și vine sau ajungeți ușor? Ne ducem noi, nu vine la noi. Dacă avem probleme, ne ducem acolo ca să ne spunem și noi situația. Și dacă nu ești asigurat, nu te ține de vorbă, asta e problemele. Că nu sunteți asigurați medical. Păi da. Dacă aici... are ajutor social. Deci, atât. Dacă nu ai ajutor social, zice că nu ești asigurat. Dar din asta e principalul vostru venit, ajutorul social? Păi, spui drept, noi nu putem să stăm numai cu ajutorul ăla social. Că trebuie să te duci să mai ieși în altele părți, ca să te duci să-ți câștigi. Mergem la muncă cu ziua. Cu ziua, în toate părțile. Dacă trebuie să pleci în străinătate, pleci. Da, mai că nu ai ce sezon. Face. Păi, da. Să plătești curent, să plătești cablu, să plătești de ăștia mâncare, nu mai zic la copii. Și încălțăminte și dă-le. N-ai cum să te ajungi. Nu. În prag de iarnă grea, în plină pandemie, viața romilor de la Șercăița este marcată de sărăcie și de lipsuri. Cum vă descurcați, doamnă? Rău mă descurc. Suntem doi bătrâni, din 250 pe lună, din luna în lună, cu ce să trăiesc? 250 de lei. 200 ajutori sociale. Cu ce atât. Să trăiesc? Atât. Și asta trebuie din banii ăștia să vă luați și mâncă. Trebuie să muncesc de mâini, pe ori pot, ori nu pot, trebuie să o iau, că nu o să muncesc, seara să-mi adun mâncare să mânc. Corect? Foarte greu. Ești? Cu astea ajutor de încălzire vă ajută? Păi nu, ne-o da până acum, ne-o va da, că am făcut acte și tot, ne-o va da. Din copiii ăștia mi se culcă vreo unul noaptea flămând? Păi să culcă, că dacă nu are ce să mânce. Câte lume năcăjite. Câte lume, că doar vedeți și dumneavoastră destul. Dar n-are nici cu ce să încalți. Păi da. Sunt mulți care n-au ce. Sunt destui care nu are, pe cuvânt, dacă are ce să le dească. Nu, ai. Cum să trăiești cu 250 de lei? Cât v-a venit factura? Să scoate dimineața. La curent. Cât? 9 milioane 500 un leu și încă 19 lei. 19 bani, numai. 900 de lei? 10 milioane fără ceva. Și ai putut să o plătești? Păi da, o plătit băiatul. Și când am și eu, dau și eu părân. Să se scoală copiii dimineața și n-ai să-i pui pe lie de pitecuță de margarină. Să se ducă la școală. Să duce flământ și vine flământ. Când vine acasă, mâncă și el. Ce gătiți, mâncă și el. Dacă ai. Ai. Asta e. Ce să spun, rămâneți? Și ceva, e lumea năcăjită. De poate n-ai să zi o pită, dar ți-am spus, mă duc pe caiet și îmi dă, doamna de la magazin, îmi dă. Că mă, nu știu, și 10 de ani de zile am luat acolo și acolo mă duc. Asta, am ajuns în România, da. Așa, ca oamenii să supraviețuiască cu mâncare după caiet, adică după o zi pe alta. Da. Și... Fac o curpă, fac o mătură, mă duc în sat, dacă îți trebuie o mătură în lei, îmi iau pită, dacă îți trebuie un coș în lei, îmi iau ce trebuie. Și... Dumneata faci coșuri, da. Și mături. Da, eu și o casă și fac și eu ce fac la copii și mâncă. Un prim ajutor oferit de reprezentanții Partidei Romilor a fost în sensul sprijinirii localnicilor pentru a putea trece peste iarnă. Pentru ajutoarele de încălzire, aici am convingerea că și tu și domnul atât direct, cât și... toată lumea trebuie să veni să sprijiniți acești oameni, să-și completeze documentele, să primească măcar ce trebuie să primească ajutorul ăla de încălzire. Din informațiile mele, cred că toți oamenii și-au depus toate documentele. Foarte bine, asta e un lucru bun. Comunitatea însumează aproximativ 150 de persoane. Vechea sursă de apă nu mai face față și la insistențele reprezentanților sucursalei locale a Partidei Romilor a fost demarat un proiect care să asigure constant apă în toate gospodăriile. Lucrările au început săptămâna trecută și localnicii au fost cooptați să participe, fiecare punând umărul să ajute astfel întreaga comunitate. Primăria în speța asta vin cu toate resursele materiale, care să spun așa, toate cele necesare pentru realizarea obiectivului, iar comunitatea de aici este un proces din ăsta participativ, care efectiv comunitatea de aici merge, sapă, într-adevăr și cu angajați din compartimentele primăriei. Încercăm să aducem și să facem tot ce este posibil pentru binele locuitorilor. În lipsa unui teren de sport, copiii merg să joace fotbal sus pe deal, chiar dacă sunt nevoiți să traverseze pârâul care mărginește comunitatea. Preferă asta mai ales atunci când unele experiențe, mărturisite cu inocența vârstei, îi fac să se simtă umiliți și discriminați. Spune-mi și mie, tu treci pârâul ăsta mereu așa? Da, de unde veniți voi? De unde? De la Fulbăr.
De la fotbal, ați fost la fotbal. Dar la școală vă duceți? Da. Câți ani aveți voi? Eu 6. Mulți înainte. Și tu? 10. Ce v-ați dori voi cel mai mult aici în comun? Fotbal. Un teren de fotbal. Vă place fotbal? Da. Da. Și până acum unde jucați voi? Auto cu lângă stâlp. Pe terenul la Viran. Da. Dar jos de ce nu vă lasă? Păi ne bate românii. Nu ne lasă acolo, că nu ne lasă, te mari. Se poartă urât cu voi? Da, da, da. Da, de ce? De ce se întâmplă asta? Nu știu, da. Păi, li frică că am rupt pânzele de la ălea, de la poartă, de le dăm jos. Da, le-ați rupt voi pânzele? Nu, deloc, nu sunt rupte, deloc. Da, vine apă, noi sunt țigani. În urma vizitei în teritoriu, o serie de probleme au fost observate și au fost consemnate cu prioritate în agenda echipei regionale și județene a Partidei Romilor. Deputatul Cătălin Manea a subliniat că se va implica personal și va discuta toate aceste probleme într-o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale, Partida Romilor fiind deschisă să colaboreze pentru găsirea unor soluții menite să dezvolte comunitatea din Șercăița. Împreună cu echipa de la Brașov și cu colegii mei de la București, vedeți că suntem prezenți în comunitate, încercăm noi cei de la Partida Romilor să fim aproape de oameni, să le ascultăm problemele, pentru că sunt foarte multe probleme, sunt cel puțin în comunitatea asta, cred că ați observat și voi, sunt sute de copii care ajung murdari la școală, sunt sute de copii care nu au cu ce să se îmbrace, nu au cu ce să se încalțe, sunt copii care adorm flămânzi, veniturile sunt foarte mici, copiii aceștia trebuie să meargă la școală, copiilor trebuie să le asigurăm dreptul la educație și în mod sigur trebuie să fim aproape de ei. Părinților trebuie susținuți, trebuie să se dezvolte armonios ca și ceilalți din satul vecin. Ați văzut, acolo există asfalt, există condiții. Ca de obicei, unde începe comunitatea de romi, acolo se termină și utilitățile, și apa, și asfaltul, și gazul. Nu este în regulă. Motiv pentru care o să iau legătura cu primarul acestei localități, o să doresc să am o întrevedere urgentă cu dânsul și să vedem ce soluții putem găsi pentru acești oameni. Am văzut și lucruri bune, un director extrem de implicat, un director al unității școlare, mediatorul nostru școlar, Claudiu Muntean, care este și consilier local ales, oameni care se zbat efectiv pentru ca acești copii să fie menținuți în școală, oameni care se luptă pentru ca lucrurile de aici din comunitate să se îndrepte în zona cea bună. Este mult de muncă, dar numai în condițiile în care facem un efort comun, numai în condițiile în care și administrația publică locală va înțelege, oamenii care fac parte din această administrație publică de la Șinca Veche vor înțelege că doar dezvoltând toate satele aparținătoare acestei comune, vom putea discuta despre echitate, despre o dezvoltare și șanse reale ale oamenilor de a se dezvolta. Asociația Partida Romilor și-a intensificat acțiunile în teritoriu, liderii organizației centrale și celor județene fiind permanent prezenți în localitățile din țară, în scopul de a fi cât mai aproape de comunități, implicați în sprijinirea acestora, mai ales în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Echipa emisiunii din Viața Romilor l-a însoțit pe prim vicepreședintele organizației, Daniel Vasile, coordonator al Partidei Romilor în regiunea Moldova, în vizita derulată în județul Bacău. Primul Popas a fost în comuna Valea Seacă, o localitate situată în sudul județului Bacău, în care trăiesc peste 3500 de locuitori, peste 30% fiind de etnie romă. Implicarea organizației Partida Romilor și buna colaborare cu autoritățile locale au adus schimbări semnificative în viața comunității de romi din zonă. La centrul de zi din localitate, reprezentanții Partidei Romilor s-au întâlnit cu primarul comunei pentru a discuta noi proiecte dedicate etnicilor romi. Am avut activități împreună cu organizația noastră, Partida Romilor, în domeniul actelor de proprietate, în domeniul actelor de stare civilă,
Ați avut dumneavoastră foarte multe intervenții cu sprijinul organizației noastre și a comunității de romi în domeniul dezvoltării comunitare. Și aici mă refer la proiectul de infrastructură, ceea ce înseamnă asfalt, apă, electricitate. Prim vicepreședintele Daniel Vasile a subliniat că îmbunătățirea condițiilor de trai al romilor din comunitate nu este posibilă decât printr-un parteneriat și o bună colaborare cu autoritățile publice, încurajând liderii comunităților de romi să creeze puntea de legătură între romi și reprezentanții autorităților. Atunci când există un parteneriat între comunitatea de romi și instituțiile publice sau autoritățile publice locale, viața comunităților de rom poate fi îmbunătățită, viața comunităților de rom poate cunoaște, la fel ca și populația majoritară, ceea ce înseamnă o viață normală, o viață civilizată, o viață demnă de secolul 21. Prin implicarea noastră, iată că fața comunității de rom din Valea Sacă s-a schimbat, s-a modificat în bine. Oamenii cred în ceea ce spuneți, pentru că voi nu numai că spuneți, dar tu împreună cu domnul primar și puneți în practică ceea ce promiteți comunității, adică drumuri asfaltate, acte de proprietate, acte privind starea civilă, accesul la educație al copiilor, program de școală după școală unde copiii vin, își fac lecțiile, servesc o masă, angajarea mediatorului sanitar, mediatorul școlar, expert, polițist. Nu sunt lucruri, cum să spun, care se obțin așa, pur și simplu. Nu, astea, lucrurile astea le obținem pe baza unei activități, pe baza unui efort, pe baza unei munci pe care o derulați. Primarul comunei a subliniat realizările Partidei Romilor, acțiuni care nu au schimbat doar viața comunității de romi, ci au contribuit la bunăstarea localității în ansamblu. O problemă pe care eu o consider o mare realizare e faptul că acum câțiva ani erau încă în comunitatea romă copii și cetățeni fără acte de identitate. Deci nu erau înregistrați, nu erau... La început a fost greu, împreună cu Gelu, cu mediatorul școlar și cu mediatorul sanitar, am reușit apoi să facem, să facem acte de identitate pentru toți. Acum câțiva ani, când domnul Daniel Vasile era ministru secretar de stat, la Națională pentru Rom. Ne-a ajutat atunci să inițiem un proiect, un program pentru a întocmi documente și acte de proprietate pentru rom. Și acolo am făcut un salt mare și situația este mult mai bună ca în alte localități cu comunități rome. Au fost și proiecte de economie socială în Valea Seacă, de pregătire, formare profesională. Au fost și proiecte care au finanțat pregătirea mediatoarelor școlare. Au fost proiecte care au acordat burse elevilor de etnie romă. Prin implicarea noastră, iată că fața comunității de rom din Valea Sacă s-a schimbat, s-a modificat în bine. Asta pe de-o parte. De altă parte, regăsim comunitatea de rom care, așa cum a spus dumneavoastră, e o comunitate care atât la nivel local, cât și în afara hotarelor, muncește și toată agonisala, tot ceea ce înseamnă avut, îl aduc aici pe glia comunei, pe pământul comunei și îl investesc în locuințe, îl investesc în îmbunătățirea condițiilor de viață. Prezența liderilor și reprezentanților romilor în structurile publice au conturat vocea comunităților încercate de lipsuri, iar nevoile lor au devenit vizibile în fața celor care au puterea de a îndrepta lucrurile spre normalitatea unui trai decent. Cred că este foarte important să spunem că respectul pe care îl are comunitatea față de activitatea ta și, mă rog, înțelegerea, corespondentul pe care îl găsești în activitățile tale, se fundamentează pe parteneriatul acesta care există între organizația Partida Romilor și prezența ta ca lider și autoritatea publică locală, domnul primar. Adică v-ați înțeles atât de bine, v-ați respectat și ați lucrat cu demnitate când a venit vorba de implementarea unor măsuri în comunitatea de rom, încât ați captat imaginea și atenția comunității și oamenii cred în ceea ce spuneți, pentru că voi nu numai că spuneți, dar tu împreună cu domnul primar și puneți în practică ceea ce promiteți comunității.
Am încadrat împreună acest mediator sanitar, acest profesor de limbă romanii, mediatorul școlar. Nu s-a pus niciodată problema că nu dorește sau nu poate, chiar dacă au mai fost miști pedici. Ne-am dat silința împreună cu DSP-ul, cu unitatea de învățământ și am găsit soluțiile care trebuiau să completăm această resursă umană, structura, cum o spunem noi, pentru implementarea strategiei de îmbunătățire a situației romilor. Acolo unde noi găsim posibilitatea de a sprijini și cere sprijinul nostru, acolo suntem prezenți. Aici am avut consilier ales. De când e Partida Romilor, aici am găsit, nu mă refer strict că în altă parte nu am găsit aceeași unitate, dar se diferențiază acest lucru chiar și atunci când avem nevoie de comunitate pentru a sprijini candidatul nostru. Proiectele destinate romilor din comunitatea Valea Seacă vor continua și în următoarea perioadă în încercarea de a rezolva problema lipsei actelor de proprietate ale romilor, cât și combaterea dezinformării în masă în ceea ce privește efectele și necesitatea vaccinării împotriva SARS-CoV-2. Am avut o discuție în cadrul prefecturii județului Bacău cu doamna prefect și am stabilit două priorități care Ramona, în cadrul biroului județean pentru romi, va trebui ca în următoarea perioadă să le implementeze. Una este legată de o campanie de informare în comunitatea de romi legată de vaccinare, pentru că este responsabilitatea noastră și avem obligația să transmitem informațiile corecte, informațiile care trebuie să ajungă în comunitatea de romi legate de necesitatea vaccinului. Și am rugat-o pe doamna prefect ca prin intermediul instrumentelor, mecanismelor din cadrul prefecturii, împreună cu organizația noastră, Partida Romilor, și împreună cu Biroul Județean pentru Romi, să deruleze, să demareze o campanie de informare în comunitățile de romi cu privire la beneficiile ori la necesitatea vaccinării comunității de romi. A doua chestiune, tot în cadrul biroului județean pentru romi, a fost legată de acel program în care dumneavoastră ați fost parte în urmă cu foarte mulți ani, obținerea actelor de proprietate, și am solicitat intervenția doamnei prefect. De fapt, a fost o rugăminte ca doamna prefect să intervină pe lângă OCPI-ul, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să obțină informații cu privire la programul acela pentru obținerea actelor de proprietate, în câte localități se implementează, de ce se implementează, de ce nu se implementează. Ori dacă în alte localități nu se implementează, să putem implementa acel program și în alte localități. Pe lângă proiectele de infrastructură deja puse în practică, se înregistrează progrese și în domeniul educației. Elevii de etnie romă din Valea Seacă au șansa de a participa la activități educative școlare, dar și interactive de joacă în cadrul unui centru educațional unde, în trecut, funcționa primăria. Suntem la centru de zi, unde 40, acum în ultima perioadă, 60 de copii primesc o masă caldă și își pregătesc temele pentru a doua zi. Se observă și o schimbare în atitudinea față de învățătură, față de carte. S-a scăzut rata abandonului școlar datorită și acestui centru care funcționează aici. Implicându-ne la sprijinirea copiilor în activitățile acestei educaționale, la efectuarea temelor, la activități suplimentare, povestește-ne un pic despre aceste activități. Ce presupun ele mai exact? Dacă vă referiți la activitățile educaționale, e sprijinirea la teme pentru copiii romi. Trei sferturi din ei au părinți analfabeți și au nevoie de sprijin la teme. Ei au limba lor maternă romanii
și le este foarte greu și la efectuarea temelor la română. La sfârșit, când în mica pauză, sunt și activități extrașcolare, unde le combinăm încât să fie un mediu plăcut și să poată reveni copiii de drag. Pentru a veni în sprijinul elevilor romi, Partida Romilor se va implica în dezvoltarea acestui centru educațional prin renovarea spațiului, contribuind la realizarea unui mediu plăcut, optim învățării și comunicării. Mi-am dat cuvântul față de dumneavoastră și față de comunitate că vom avea o intervenție, vom investi o sumă de bani în acest centru, o sumă destinată renovării spațiului, amenajării, reamenajării acestui spațiu. Este un spațiu primitor pentru copii, dar vrem să-l transformăm într-un spațiu mult mai cald și mai primitor pentru elevii de etnie romă și copiii care își desfășoară activitățile. Așa cum a mai făcut-o în trecut, Partida Romilor va susține din nou nevoile spirituale ale comunității, cum biserica din localitate a fost incendiată, Asociația Partida Romilor, în colaborare cu primăria, va sprijini reabilitarea lăcașului de cult, un spațiu absolut necesar pentru comunitatea de romi din Valea Seacă. Mai bine am susține biserica cu mobilier, că dumneavoastră ați dat banii pentru renovare, da. Să renovează și organizația noastră, Partida Romilor, să aducă mobilierul, mobilierul în cadrul bisericii. Atunci vă promitem că o să avem o contribuție. O să fie Partida Romilor Moș Crăciunul. Pentru biserica de aici. Foarte bine. Da. O realitate dureroasă a fost confirmată cu prilejul acestei vizite. Discriminarea încă este prezentă în comunitățile de romi, iar efectele acestor tratamente împiedică vizibil încercarea oamenilor de a aduce un trai liniștit. Coordonatorul regiunii a luat cunoștință de experiențele trăite de etnicii romi, iar rezolvarea acestora se află deja în agenda de acțiuni ce vizează comunitatea din Valea Seacă. Este o problemă legată de igienizarea și curățarea pădurii și acolo avem o problemă cu domnul pădurar și am informat-o pe doamna prefect. Mi-a promis că o să aibă o discuție cu cei de la Ocolul Silvic, să înțeleagă și dânsa de ce nu se igienizează pădurile cu sprijinul comunității de romi. Bineînțeles, această igienizare se poate derula prin supravegherea de către Ocolul Silvic a acestei activități de curățare a pădurii. Adică oamenii să strângă lemnul care e destrâns din pădure pentru igienizarea pădurii, pentru curățirea pădurii, supravegheați de membrii, de reprezentanții Ocolului Silvic și acel lemn care este de igienizat, de aruncat, de curățat de pădure, să fie însușit de persoanele care participă în cadrul acestei activități. Nu înțeleg de ce acest domn poștaș oferă beneficiile pe care etnicii noștri trebuie să le obțină, fie că vorbim de alocații, fie că vorbim de alte ajutoare venite din partea statului român și în care aceștia sunt beneficiari. Nu înțeleg de ce ajung cu întârziere de 2 săptămâni, de 3 săptămâni, de o lună de zile, le ține la dânsul un birou, ori ce face dânsul cu aceste obligații legale pe care le are de a aduce corespondența și de a aduce beneficiile oamenilor din comunitatea de romi. Am sesizat de asemenea prefectura cu acest lucru. Urmează să avem un punct de vedere din partea doamnei prefect și o implicare adânseia în rezolvarea celor două probleme. Comportamentul discriminatoriu cu care s-au confruntat romii din comunitate a declanșat apariția unor sentimente de dispreț față de pasivitatea celor care au puterea de a îndrepta lucrurile. Romii din Valea Seacă sunt dezamăgiți și se simt umiliți de tratamentul primit. Dă alocația când vrea, nu se dă la data când trebuie, pentru că dacă îi lași și 50 de lei acolo, îți dă alocația. Dacă nu, ți-o dă când vrea el. Vine alocația de pe data de 8 și se dă pe data de 17, 20, 22. Noi când mergem ne înjură, ne sare la noi, mi-a sorit la mine la bătaie în fața polițistului. Am avut o filmare, am făcut sesizări, am făcut reclamații peste tot. Am ajuns și la București și la Poșta Română județul Bacău și la noi aici multe cereri cu scălituri de la mai multe persoane și am așteptat, dar nu s-a rezolvat nimic. Să nu ne trateze ca pe câini, ca pe sclav, ca pe
pentru că nu merităm lucrul acesta. Suntem și noi oameni. Avem un pădurar care este acum de curând angajat la Ocolul Sârvic și nu ne dă voie măcar să luăm creangă. Nu ne trebuie absolut groase. Și măcar să ne dă voie să luăm creangă ca să putem trăi și noi. Că avem un vinit foarte mic și nu avem cu ce trăi. Vine iarna acum și uite, am o grămadă de nepoți și am copii și nu prea n-avem lemn. Și vine iarna, deja a venit frigul și nu ne lasă măcar vrejuri să luăm, crengi, să pune pe foc. Ne cere bani și pe crengușoara care este absolut subțire. Locurile de muncă reprezintă o problemă pentru întreaga localitate. Principala activitate în Valea Seacă este agricultura, iar pentru autoconsum, creșterea animalelor. Majoritatea copiilor cresc marcați de un trai dominat de lipsuri, dincolo de care pot doar spera la șansa unui viitor mai bun. Din punct de vedere al locurilor de muncă, aici este o problemă. Dar și în alte comunități nu prea sunt locuri de muncă. De multe ori noi în raza noastră a comunei nu avem societăți din astea mari sau întreprinderi, romii să meargă să se angajeze. Dar în schimb, oamenii se gospodăresc, exact cum spunea și domnul primar, pleacă în străinătate, se duc, muncesc acolo, aduc bănuții acasă, ori își cumpără casă, ori își construiesc o casă și e bine pentru... Deci, comunitatea este în dezvoltare. Munci ocazionale ce mai găsim așa, cules la vie, când o să fie sau sapă, legat, când mai găsim sezonurile astea. În rest, nu avem ce să facem. Copiii merg la școală? Da, merg. Merg la școală, cu, așa, cu nevoie, fără nevoie, mai merg. Deci, când se poate, când e mai cald, mai merg, când e frig, nu prea merg din cauza și îmbrăcămintelor, n-au ce le trebuie, n-au încălțăminți, n-au... nu prea au. Deși confruntați cu nevoi și lipsuri majore, etnicii romi din comunitatea Valea Seacă își duc viața încercând să le ofere copiilor un trai decent. Prin solidaritatea specifică acestei comunități, cei mici beneficiază de o masă caldă gătită în zilele de marți și sâmbătă de femeile din comunitate, prin intermediul romilor care au reușit și care au dorit să-și susțină comunitatea în care au crescut. Copiii de etnie romă au avut ocazia de a pleca în excursii și de a regăsi în mediul școlar un prieten care să le înțeleagă nevoile și lipsurile cu care sunt condamnați să trăiască. Am făcut foarte multe activități, am dus copiii în locuri frumoase unde au fost mulțumiți de aceste locuri. Erau copii care nu știau cum este să călătorești cu trenul. Erau copii care nu știau unde este județul Bacău. Să le fim alături, să nu fim numai decât un profesor. Să găsească noi un prieten, o mamă, un tată, o soră mai mare, un om aproape care să se poată destăinui, care să-i fie alături tot timpul. Implicarea Partidei Romilor și a prim-vicepreședintelui Daniel Vasile în rândul comunităților de romi de-a lungul timpului a creat o altă față a comunității în ansamblu, oferind încredere oamenilor. Coordonatorul regiunii Moldova a subliniat că Partida Romilor își va continua acțiunile în Valea Seacă în scopul dezvoltării unor condiții de trai decente pentru etnicii romi. Săptămâna aceasta, echipa emisiunii din Viața Romilor, alături de Iulian Paraschiv, prim-vicepreședintele Partidei Romilor Pro Europa și coordonator al regiunii Sud-Vest Oltenia, s-au deplasat în comunitățile de romi din județul Dolj. Aflată în plină desfășurare, acțiunea cu caracter educativ numită Copii Educați Comunitate Sănătoasă, inițiată de Partida Romilor, a premiat copii de etnie romă din mai multe comunități ale județului. Cei mici s-au bucurat de articole vestimentare, rechizite școlare și dulciuri, iar părinții au beneficiat de sprijin și informare despre gestionarea corectă a situației pandemice. Prima oprire a fost la Târgul Municipal din Craiova, acesta fiind un loc important pentru comercianți și vizitatori deopotrivă. Este unul dintre cele mai mari târguri din țară și oferă posibilitatea multor cetățeni de etnie romă să obțină un venit decent. Alături de liderul Partidei Romilor, filiala Dolj, Romeo Tiberiade, am făcut câțiva pași printre tarabe și am aflat cum fac față comercianții pandemiei de coronavirus.
Doamna Elena, de cât timp lucrați aici în târg? De când s-a înființat târgul. Deci aveți mult timp, da. Că e destul de vechi. Da. Spuneți-mi, doamnă, e o situație dificilă acum cu pandemia. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Sunt vaccinată, ne-a adus domnul Romeo Caravan aici așa în târg, ne-a vaccinat acolo la birouri. Așa ne-a învățat domnul Romeo, ne-a făcut ședințe de mai multe ori și ne-a spus că e bine să fim vaccinați și pentru noi să ne protejăm și pentru târg. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj etnicilor romi referitor la vaccin, ce le-a spune? Puteți să le spuneți și în limba romani. Jeanai cărem vaccinul, că sunt cel mai mișto tejanen. Sunt așa și 5 de ani. Hai, sunt foarte mișto. N-ai ceea ce s-o așundol pe. Sunt foarte lașo o vaccinul. Protegi sau să amei amen. Hai amare și aven. De cât timp sunteți aici în târg? De mult timp veniți aici? Cred că am 20 de ani. În târg. Aveți foarte mulți ani. În situația aceasta cu pandemia, cât de important este să vă vaccinați? V-ați vaccinat dumneavoastră? Ne-am vaccinat. E foarte important că avem foarte multă aglomerație prin târg cu lumea. Și datorită că avem familie acasă și copii și bătrâni care trebuie protejați de noi, ne-am vaccinat și ne-a făcut ședință cu noi domnul Romeo Tiberia, șeful nostru de aici de la târg, și ne-a explicat cum stă treaba asta cu boala pe limba noastră, romanii mai bine zis, și am înțeles fiecare dintre noi și ne-am vaccinat, ne-am imunizat. Da. Pentru că nu toată lumea poate că a înțeles acest mesaj și încă mai sunt oameni care au rețineri în a se vaccina, puteți să transmiteți un mesaj în limba romanii tuturor celor care vă privesc. Cât de importantă e vaccinarea? Te avem bahtalea mare rom la țigănia, ca mari lumea romaii, ca dab duma, hai ca așunien, mageana ai vaccinin, tu mi-am răpral, mi-am răpia, că s-am soavră lumea, ca s-am coce, s-am din edab, dar lumea la bolat, dar de ce vaccini sau aia? N-ai canj nasul an de dai tema, că scaoaz la că e muniță sau o s-am. N-ai canj nasul an, dar de handa mari familia, că protejă saraz. Te ajut-i-l tu mi-am godel. Primăria Municipiului Craiova a oferit această posibilitate cetățenilor, punând de la dispoziție de luni până luni. Adică este singurul târg din țară care funcționează pe toată perioada săptămânii. Adică nu este doar sâmbătă și duminică sau una sau două zile din săptămână, așa cum se practică în alte zone din țară. De aici își fac și rostul lor pentru ei și pentru copiilor. De aici a plecat într-un fel sau altul și educația cât de cât în rândul copiilor și în rândul celor care sunt ajutați din acest târg. Dacă ne referim la etnicii romi, cam câți își desfășoară aici activitatea? Că sigur de atâta timp aveți așa o idee despre câți vin aici. Da, sunt 1000 de comercianți care vin în fiecare zi, plus sâmbăta și duminica, care este se oferim o posibilitate să își comercializeze toți cetățenii din toată țara și din toate colțurile țării vin sâmbăta și duminica aici. În partea stângă sunt locuri care sunt, cum spuneam mai devreme, de luni până luni. Iar acum ce vedeți pe jos, chiar dacă este pandemie, noi am oferit și ne-am conformat ordinelor și ordonanțelor de guvern, pentru că trebuie respectate legi ca să fie capacitate până în 30%. De regulă, târgul acesta pe care îl vedeți este mult, mult mai mare ca și personal care lucrează aici. Spuneți-mi, vă rog frumos, câteva cuvinte despre romi, dacă au venit să se vaccineze, dacă într-un număr mare înțeleg pericolul care ne pândește la tot pasul. Aici este meritul Partidei Romilor, colegii de la Partida Romilor, bineînțeles împreună cu mine. Am prima dată și cu studenții de etnie romă care sunt voluntari în Partida Romilor, am mers în comunitățile de rom, nu numai în Craiova, dar și în județ, și le-am adus cele mai proaspete și cele mai importante informații cu privire la această nenorocită de pandemie, acest nenorocit de virus. Am făcut posibil să venim cu laboratorul de vaccinare în târg. Și au venit, vă dați seama că au fost toți foarte încântați pentru că s-au vaccinat direct la locul lor de muncă. Am vorbit mai devreme și cu două doamne foarte drăguțe și mi-au povestit despre importanța vaccinării. Ce părere aveți despre acest lucru? Foarte importantă. Foarte importantă. Deci, atâta timp că lumea se vaccinează, vom scăpa de acest nenorocit de virus.
Este părerea mea și mă mențin. Domnul Romeo Tiberiade ne-a ținut o ședință cu toți, ne-a informat, ne-a explicat și a contat foarte mult că foarte multă lume s-a vaccinat după. Ceea ce e destul de important. Cu atât mai mult cu cât și acest târg poate funcționa și da, oamenii să... Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Normal, pentru că e important, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastră și a celor din jur, mai ales. La sediul filialei Dolj am întâlnit tineri voluntari implicându-se în acțiunile derulate de Partida Romilor. Alături de inspectorul pentru minorități, Cristea Radu Ana Maria, aceștia au pregătit premiile pentru copiii care au luat parte la activitățile educative. Au împachetat geci, pantaloni, pulovere, traininguri, dar și caiete, cărți, creioane colorate și dulciuri. Bună dimineața! O zi plină astăzi, nu? Bună dimineața! Da, o zi plină. Începem o acțiune, încă o acțiune pentru comunitățile de rom și în special ne focusăm pe copiii din comunitățile de rom din județul Dolj. Avem o acțiune în următoarea perioadă care am denumit-o noi copii educați comunitate sănătoasă. De ce? Pentru că este foarte important ca în această perioadă atât copiii cât și părinții copiilor să înțeleagă situația cu care ne confruntăm. Odată cu pandemia, probabil ne-am schimbat cu toții și atunci trebuie să vedem și să informăm comunitatea așa cum trebuie, să fie conștientă de tot ce se întâmplă. Noi o să vă însoțim astăzi în vizita voastră, în această campanie, să-i spun așa, și o să te rog să-mi spui în ce comunități mergem exact. Astăzi aici pregătim pentru două comunități, pentru comunitatea de rom din Caraula și Vârtop. Pregătim și câteva hăinuțe, așa, pentru perioada care vine de iarnă. O să avem câteva activități și aceste activități de, să spunem noi, le-am numit activități frumoase, individuale de data aceasta, pentru că, dat fiind faptul că ne confruntăm cu tot felul de restricții, ne-am gândit că activitățile non-formale care vor fi desfășurate în comunități să fie desfășurate la fiecare familie de rom și la fiecare elev. Și practic îi veți premia pe cei mici cu... Da, în urma activităților de desen, poezie sau cântece sau dans, copiii de etnie romă vor primi câte un premiu care constă în aceste materiale pe care le vedeți aici. Sper ca ei să se bucure. Întotdeauna ne gândim în primul rând la educația copiilor și în al doilea rând trebuie să înțelegem să fim asumați. Asumarea identității pentru noi ca și asociație este un obiectiv principal, pentru că odată ce ne asumăm identitatea și depășim tot felul de bariere sociale, etnice, culturale, până la urmă, putem să devenim viitor al comunității noastre. Văd că mai sunt tineri aici care te însoțesc. Cine sunt acești tineri? Asociația Partida Romilor se bucură de un număr destul de mare de voluntari, cum îi numim noi, ai Partidei Romilor. Sunt tineri de etnie romă care vin și ne sprijină de fiecare dată. Sunt exemplu, de fapt, pentru copiii din comunități. Nu plecați! Emisiunea continuă cu noi detalii din județul Dolj după o scurtă pauză de publicitate. Spuneți-mi, doamnă, cum
trăiți dumneavoastră în zona aceasta? Rău. Ce probleme aveți? Cu copiii, cu... Câți copii aveți? 5. 5 copii? Da. Din ei cât merg la școală? 2. Văd că sunt unii mai micuți. Da, mai da. Micuți. Din ce trăiți? Aveți... Social, alocație și suplimente. Și munca de o muncește el. Unde muncește soțul? Cu iapa. Pe la oameni, pe la unde găsește. În zona aici nu se găsește ceva de muncă? Nu, mai mult la Corlate. Ați primit sprijin, înțeleg, de la Partida Romilor, dar în rest autoritățile de aici, nu. Din zonă? Nu, decât de la Rom. Și fetițele la școală cum se descurcă? Bine. Acum merg fizic sau da. Au învățat online? Da. Nu, fizic. Merg fizic da. La școală. Ce v-ați dori să le puteți, eu știu, face, să îi ajutați pe cei mici? Cu de toate. În privința vaccinării, ați auzit de vaccin? V-ați vaccinat? Nu. Și nu vreți să faceți ceva pentru sănătatea dumneavoastră? Așa să stau, așa stau. De ce nu vreți să vă vaccinați? Pentru că mi-e frică. Alții s-au vaccinat, alții s-au îmbolnăvit și mai bine stau așa, mor de... ce am eu și... Dar știți că nu este adevărat că de la vaccin muriți. Adică dacă vă informați corect și ascultați pe cei care vin să vă informeze, vă apără vaccinul de boală. Nu știu, doamne, ce am văzut pe la televizoare, cam mi-e frică. Prin implementarea acestor campanii, Partida Romilor vine în sprijinul comunităților vulnerabile, ținând cont de contextul actual al pandemiei. Iulian Paraschiv, prim vicepreședintele Partidei Romilor și coordonatorul regional Sud-Vest Oltenia, încurajează aceste demersuri, implicându-se constant în munca de teren. România nu înseamnă doar București, Primăverii și centrul Clujului și al Iașiului. Iată că România înseamnă și această realitate pe care o vedem acum aici, la fața locului, cu acești copii, nici nu mai contează apartenența lor etnică, pentru care viitorul nu spune nimic. Nu toți sunt săraci, ca să mențin mesajul pe care îl spun de fiecare dată, însă avem nevoie de răspunsuri urgente pentru acești oameni. Vin dintr-un trecut în care nu li s-a oferit nicio oportunitate, sunt slab calificați din punct de vedere al pregătirii lor în a-și găsi un loc de muncă. Unii dintre ei, după cum am stat de vorbă, nici nu vor să plece, nu vor să audă să plece în afară, vor să rămână aici, vor să-și crească copiii. Vă spuneam, sunt slab pregătiți din punct de vedere al calificării lor. Aici, în mediul rural unde ne aflăm, este destul de greu să-și găsească un loc de muncă din care să poată câștiga, să-și asigure cele necesare. Însă asta facem noi cei de la partidă, suntem în mijlocul lor, suntem aproape de ei, nu doar o dată la 4 ani, atunci când venim să le cerem votul, încercăm să îi facem să conștientizeze că mobilizarea în jurul propriilor interese este importantă și dacă aici avem un consilier ales pe listele noastre ale Partidei Romilor, dacă am fi avut un număr de 3 sau 4, cred că altfel ar fi stat lucrurile. Îmi doresc tare mult ca acești copii să-și poată urma visele. Da, iată că suntem chiar la o familie cu 5 membri, 3 copii și trăiesc din 500 de lei pe lună. Păi după cum vedem, oamenii sunt și gospodari. Își mai cresc o rață, o gâscă, un porc, fac ceea ce pot să își ducă zilele pe mai departe. Sunt copii care își doresc să devină polițiști, profesori și așa mai departe. Au aceleași aspirații pe care le au toți copiii, și cei din București, și cei din Cluj, și cei din Iași, și cei din centrul Craiovei. Realități care trebuie transpuse în toate documentele pe care noi le producem. Este vorba despre cum facem ca acest nivel local, și asta încercam să vă explic atunci când vorbeam și despre strategie și despre următoarele programări. Toate aceste lucruri trebuie să țină cont de aceste realități. Și trebuie să facem în așa fel încât sistemul birocratic să fie cumva scurt-circuitat, astfel încât măsura să ajungă cât mai repede aici, pe această stradă, în această curte, la acești oameni. Și la toți ceilalți care au nevoie. Cu ce probleme vă confruntați? Vorbeați mai devreme cu colegul meu și îi spuneați că trăiți din ajutorul social. Din ajutor social trăim. De altă... Și da. Copiii ce vârste au? Are 15 ani, 12 ani și 7 ani. Și merg la școală copiii? Da, da. Cei mici? Da, da.
Deci merg la școală. Da. Cum se descurcă? Bine, se descurcă. Învață foarte bine. Cum vă descurcați din 5 milioane să puteți să trimiteți și copiii la școală? Să le cumpărați și au nevoie? Le cumpărăm caiete, ce are nevoie, dar restul, ce am nevoie, mai mult nu avem. Adică strictul necesar. Da, haine, ăștia să le cumpărăm, nu prea ne ajunge. Aici s-a făcut și școală online sau au fost numai la școală? Am făcut și online și așa la școală. Și când au învățat online, cum s-au descurcat? Ați avut telefon, ați nu, avut bună ziua? Nu, le-a dat tablete și le-a luat înapoi. A, le-a dat tablete și le-au înapoiat? Da, da. Le-am dat înapoi. Ce v-ați dori să facă cei mici? Eu știu, să meargă... Ce meserie să urmeze? Ați vorbit cu ei? Ce... Nu, ce vor ei? Ce vor aia ei? Ce gândesc ei? Fata cea mare, spuneați puțin mai devreme că n-a mai putut merge la școală. De ce? Foarte bine, că fiindcă n-am avut cu ce să o țin. A terminat clasa 8-a și n-am avut posibilitate să o trețin la liceu, să o plătesc... De unde ar fi liceul? La o distanță de cât de aici? Dacă ar... De la Craiova. Deci ar trebui să facă naveta până la Craiova și da, da. E greu financiar. E foarte greu să plătesc 5 milioane, e foarte greu, îi trebuie și bani de pozunar și n-am cu soțul. Da, ea și-ar dori să meargă la liceu mai departe? Da, și-ar dori să meargă, dar n-am posibilitate. Este drept și după cum ați văzut, nu sunt doar romi. Da? Familia, ați văzut-o, cu 5 copii, tatăl de din Romă, mama nu, 5 copii împreună, în aceleași condiții, adică mediul social își pune amprenta indiferent de apartenența etnică și nu despre asta este vorba. Acțiunile Partidei Romilor de la nivelul județului Dol și din toată Oltenia tratează nediferențiat. Ați văzut că și atunci când am avut în cadrul acțiunilor noastre campanii educaționale de creșterea stimei de sine în cadrul populației de etnie romă din anumite comunități, atunci când am dat premii organizate în cadrul acestor acțiuni, nu am făcut diferențe și am dat tuturor copiilor. Fie ceea ce este și normal. Ceea ce este și normal, fie că sunt sau nu de etnie romă. Însă sunt niște puncte așa pe care noi încercăm să le și nu renunțăm. Cred cu tărie că relația între Partida Romilor Centru și nivelul local trebuie întărită din ce în ce mai mult și asta s-a întâmplat în ultimii 4 sau 5 ani în toată țara, zic eu. Ați văzut colegii mei care au mers în teren la nivel local, au stat de vorbă cu cei responsabil de la nivel local. Încercăm să vedem și părerea autorităților, care este și răspunsurile lor la toate aceste probleme. Cum v-ați protejat de boală? V-ați vaccinat? M-am vaccinat singur o doză, dar a doua nu mai. Da, m-am vaccinat. De ce n-ați făcut și doza a doua? Fiindcă mi-era frică că alții zicea să nu mai fac și nu am făcut. Nici soțul, nici... Nu. Nu ne-am vaccinat. E important pentru sănătatea dumneavoastră, să știți. Era frică că toată lumea zicea că să nu ne vaccinăm. Doamne, să vă trăiască, să vă bucurați de ei. Sănătate multă. Mulțumim că ne-a scris. La revedere. Vizita echipei Partidei Romilor în comuna Vârtop din județul Dolj continuă și ajungem la Antonio, în vârstă de 10 ani, un elev premiant. Antonio, câți ani ai? 10. 10 ani. Și asta înseamnă că ești în clasa a? 4. În clasa a 4-a? Uite, să știi că tu ai astăzi aici o vizită în curte. Au venit niște domnișoare și vor să vadă dacă tu mergi la școală. Și dacă mergi la școală și le arăți și niște caiete scrise frumos și ce faci tu la școală, cred că o să primești un premiu. Ești de acord să le arăți? Cred că mami a ieșit și cu ghiozdanul. Ia să vedem. Ce note ai tu la școală? 10, 7, 8, mai ia fi... Așa, note mari ai tu? Da. Bravo, ce materie îți place? Matematica și român. Ana, aici văd că deja e cu caietele tale. Da, e aici cu caietul. Să vedem ce faci tu la școală și dacă meriți și un premiu. Ia să vedem. Ia spune, ce ai învățat la matematică până acum? Adunări, scăderi și asta e necunoscută? Da. Și deja ai știut să rezolvă o necunoscută? Bravo, bravo. Chiar dacă o să-ți vină probabil mai mari,
Dar noi ne-am gândit, da? O geacă. Suntem în comuna Vârtop din județul Dolj, o comunitate foarte numeroasă, cu peste 400 de familii de țigani. Este o comună, cred că până la urmă, cu care ne mândrim, pentru că sunt foarte muncitori. Sunt neamul ursarilor și ursarii sunt oameni frumoși și la propriu și la figurat. Copiii din comuna Vârtop au cântat, au recitat și au desenat în cadrul activităților educative desfășurate de Partida Romilor, în semn de apreciere celor mici le-au fost acordate premii, precum rechizite școlare, haine de iarnă și dulciuri. Frunze albe nu uscate, de ce ești tu supărat? Și stai sus pe rămurii, că singurie e singurea. Cum să nu fie amărâtă dacă toamna cea urâtă îmi dă vânt și proi și mă culcă la pământ? Foarte frumos, bravo! Tu mergi la grădiniță, nu? Mai știi, mai spune! Păi ce cu ea veri? O dea cu morcovelul. Morcovelul cu codiți a crescut în grădiniță și mămica l-a luat în ciorbiță, l-a tocat. Toc, 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 ciorbița e pe foc, să mănânce a mea fetiță cârmile de la grădiniță. Ce îți place cel mai mult la școală? Să învăț. Ce materie îți place cel mai mult? Matematica și română. Matematica și română? Da. Da? Foarte bine. Și cum te simți acum cu restricțiile astea, cu masca, cu tot ce înseamnă? Foarte rău. Foarte rău? Da. Dar faci față? Da. Trebuie, nu? Da. Te-ai gândit în viitor ce ai vrea tu să devii când vei fi mare, așa? Da. Ce? Avocată. Avocată? Da. De ce avocat? Ia zi. Ca să pot să ajut lumea. Cum e la școală? Foarte bine. Învăț bine. Ce materie îți place cel mai mult? Matematică. Matematica? Da. Ia spune-mi cât fac, știi, mulțire? Da. Cât fac 5 ori 2? 5 ori 2? 10. Ce vrei să faci când vei fi mare? Nu știu, mă gândesc. Păi cum nu știi? Nu știu, mă gândesc la tine. Fotbalul îți place? Da. Uite, acum primești că tot îți place fotbal și ești cel mai bun la școală. Un training, da? Ca să-l ai să joci fotbal în el. Da? Liderii Partidei Romilor au vizibilitate și sunt implicați pentru comunitățile din care fac parte. Care sunt relațiile pe care Partida Romilor le are cu administrația locală de aici, ne spune liderul filialei Dolj, Romeo Tiberiade. Dacă n-aș fi avut această relație cu administrația locală, n-aș fi reușit să implementez două proiecte până astăzi aici. Am avut un proiect, primul care l-am avut, a fost pe educație și bineînțeles că am avut și acordul primăriei, pentru că ne-a pus la dispoziție anumite săli unde puteam să aducem copiii la programul de a doua șansă. Pe de altă parte, am făcut un proiect cu niște firme din Craiova, bineînțeles cu acordul administrației locale de aici cu primăria, pe IMM-uri. Deci oamenii, foarte mulți dintre ei, au reușit să-și facă rost de niște bănuți pe acele proiecte și pe startup-uri și astăzi sunt chiar oameni de afaceri. Adică au firme de construcții și lucrează și afară, dar și aici în județ. Au reușit să demareze mici proiecte pe care le-au implementat aici la nivelul comunei, să zic. Da, au plecat, cum se spune, de la firul ierbii și au învățat de la o zi la alta ce înseamnă un proiect și ce înseamnă să muncești și să ai unde să muncești. Atunci au deschis propriile lor afaceri și au dat randament. Pentru viitor, ce vă doriți să mai faceți pentru această comunitate de aici? Ce aveți în plan? Ce am în plan? Sunt multe, avem multe planuri, dar cum m-a spus și de fiecare dată de cât mi s-a oferit această oportunitate să vorbesc în fața micilor ecrane, educație. Asta vreau să promovez, asta vreau să ajut, asta vreau să fac, să înțeleagă că de la educație pleacă totul sau de la lipsa de educație va pleca tot ce e mai rău. Cum sunt romii pregătiți pentru acest, eu știu, recensământ? Se vor declara de etnie romă, știu ce au de făcut, pentru că cu 10 ani în urmă n-am avut rezultatele cele mai dorite. Să știți că Partida Romilor s-a pregătit din acest punct de vedere. Am pregătit studenții, am pregătit voluntari. Urmează ca de la începutul anului viitor să informăm populația de etnie romă să se declare ceea ce sunt. Cu ce probleme vin cei din zona respectivă la dumneavoastră? Ce probleme au? Cu ce vor să-i ajutați?
Mai mult vin cu probleme familiile care sunt desfavorizate, care să le ajutăm și pe ei cu alimente, dacă putem, dacă depinde de noi, dacă putem să le construim și lor să stea, să aibă o cameră cel puțin terminată, că vedeți, ați văzut cum sunt alte familii care stau, restul familiilor nu cer nimic, doar când dau problemele pe la primării pentru adeverință care nu se eliberează sau probleme cu ajutorul social, când au probleme cu alocația, mai este o chestie de supliment pentru copii. În ceea ce privește vaccinarea, oamenii de aici sunt destul de informați, am auzit că o parte s-au vaccinat, o parte încă se mai gândesc, cum gestionați așa problema asta? Da, este adevărat. O parte din ei s-au vaccinat, o parte le este frică. Eu am făcut o campanie cu ei, am stat de vorbă cu ei, am încurajat să se vaccineze, pentru că e bine să se vaccineze, că îi dă imunitate. Sunt unii care sunt speriați, dar sperăm că în timp să vă vaccina toți. Ajungem în comuna Caraula, o localitate cu o pondere de 300 de familii, numărând aproximativ 1200 de persoane de etnie romă. Deși oamenii și-ar dori să muncească, lipsa locurilor de muncă este una dintre marile probleme cu care se confruntă comunitatea. Chiar și cu astfel de dificultăți, am reușit să aducem un zâmbet pe chipurile celor mici, oferindu-le premii și încurajându-i să-și continue parcursul educațional. În Caraula, multe dintre familiile de romi se confruntă cu problema spațiului locativ. Imobilele fiind într-o stare avansată de degradare, la inițiativa primăriei, au fost demarate lucrări de consolidare a mai multor locuințe, aparținând romilor din comunitate. Deși au început în vara acestui an, lucrările s-au oprit, iar proiectul a fost abandonat, casele oamenilor au rămas în prag de iarnă, nefinalizate. A început să lucreze. S-a demarat o lucrare, cea care câștiga licitația, între timp. Da. Nu știm ce s-a întâmplat, a fost o problemă și n-a mai venit nimeni să... N-a mai venit nimeni, nimic. Și v-a lăsat așa. Și de cât timp e așa? Păi de cât timp e? De 4-5 luni. De 4-5 luni, vorba la omul ăsta. Când am venit din Germania, am găsit așa formate. Dar s-a întâmplat asta doar la tine sau și la ceilalți? Mai sunt căși. Mai sunt căși. Ușor. Mai sunt vreo 3-4 familii la noi în zonă, în țigănie, care sunt aceeași problemă. Aceeași problemă. N-au unde să dormă, exact așa e ce spune. Noi suntem 17 suflete, avem copii mici. Dar ce v-a făcut aici? Termopanele vi le-au pus ei? Nu, așa a fost termopanele. Ei au întrebat. Acoperiți ceva? Nu. Păi și ei ce fac? Nu înțeleg. Au scos pământ aici. Și ce oameni să facă? Zicea că pune încărcătură, că pune ciment, că pune ce trebuie. Și ne mulți dintre locuitorii romi ai comunei Caraula se confruntă cu sărăcia, însă principala problemă rămâne tot lipsa locurilor de muncă. Lipsa locurilor de muncă, asta e problema la noi în comunitate. Lipsa locurilor de muncă, că dacă ar fi locuri de muncă ca romii noștri să muncească, că nu le e frică de muncă și chiar vor să muncească, le place să muncească, ar fi o altă problemă, dar nu sunt locuri de muncă. Deci, așa practic, nefiind locuri de muncă, nu-și pot permite părinții să ducă nici copii la școală? Sau ei merg la școală aici? Unii dintre ei merg la școală, bineînțeles că merg la școală, nu face nimeni nicio discriminare la noi în comună. Merg la școală, sunt curați, sunt spălați, sunt primiți la școală de către autoritățile locale și profesorii din comună. Dar însă nu au locuri de muncă, părinții să muncească, îi lasă cu bunicii, cum pot și pleacă în străinătate să muncească, să le aducă strict necesar pentru care este nevoie pentru copiilor. Le-am comunicat în legătură cu sănătatea, cum să transmit bolile, cum sunt acum, cum este cu COVID-ul. Le-am luat și le-am făcut controle periodice la gravide, gratuite, doar cu biletul de trimitere de la medicul de familie. Toți cei care au avut ajutor social, eu le-am dus și le-am făcut în 2017, le-am făcut controle medicale. Cu toate acestea am văzut că sunt încă oameni care nu vor să se vaccineze. Ce facem cu acești oameni? Să pentru că e că majoritatea din romii noștri s-au vaccinat. E frică
datorită faptului că ce aud pe la televizoare, pe Facebook, peste tot, le e frică. Deci chiar le este foarte frică ce reacții adverse au vaccinurile. Sunt cam 30% vaccinați din romii noștri, restul nu putem să-i convingem. Cu ce probleme se confruntă romii de aici, să spun, și nu numai romii? Ca peste tot timpul, problema locurilor de muncă. Ca în toată țara, lipsesc locurile de muncă și... Trăiesc mulți din ajutoare sociale? Da, avem câțiva. La nivel județean, noi cam suntem undeva sus, da. Da, sunt destul de mult. Asta e viața, nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să ne fie frică, nu toți putem să fim bogați, nu toți putem să fim săraci. Acum Dumnezeu mereu cu noi și ușor încercăm să... Dumneavoastră, ca primar, cu ce puteți să-i susțineți în perioada următoare? Chiar și privind colaborarea cu Partida Romilor, avem un proiect? Da, avem un proiect implementat pentru persoanele defavorizate de etnie romă. Au beneficiat o parte din ei, o parte mai puțin au beneficiat, așa a fost. Da, pe parcurs sperăm să mai accesăm fonduri europene și să venim mereu în sprijinul dânșilor ca să îi ajutăm. Liderul comunității de romi din Gighera, Lazar Leonard, a fost alături de voluntari și de echipa emisiunii pe parcursul întâlnirii cu cei mici și cu familiile lor. Cum ați putea să-mi descrieți comunitatea de romi de aici? Ce probleme au? Cu ce vă confruntați? De ce vin ei către dumneavoastră? Vorbesc de cei din comunitatea de romi către dumneavoastră. Cu ce îi ajutați? Cu ce probleme, da. Cu lipsa banilor, cu lipsa locurilor de muncă, ce să zic, toată lumea, toată țara se confruntă cu situația asta, dar în mod special cei care sunt neajutorați. De exemplu, ei trăiesc din ajutorul social, care este 1.200.000 pe cap de persoană și care, cu tot respectul, nu se umple o plasă de mâncare pentru... Și toți au 4, 5 copii, 6 copii. Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere al pandemiei. Cum sunt oamenii aici? S-au vaccinat? Au grijă de sănătatea lor? Pentru că nu este ușor să trecem cu toții prin această perioadă. E adevărat. Eu personal am trecut prin boala aceasta. Este o boală foarte grea, foarte urâtă. I-am sfătuit ca fiecare să-și decidă în dreptul lui, în viața lui, ce are de făcut. Asociația Partida Romilor Pro Europa sprijină constant comunitățile de romi, mai ales familiile numeroase, cărora multe facilități ca electricitatea, căldura sau apa potabilă le sunt străine. Reprezentanții organizației înlesnesc legătura dintre autoritățile locale și membrii comunității. Un astfel de caz am întâlnit și noi la una dintre familii. Uite, trăiesc fără lumină, n-au curent. Și ați făcut vreo solicitare ca să vă reconecteze? Am mai făcut iar, să ne mai facă și nouă lumina și ne-a cerut 50 de milioane. De unde aveam 50 de milioane? V-a cerut 50 de milioane ca da, să vă reconecteze? Da, a spus ca să facem proiect de ăla, nu știu ce ne-a spus. N-am avut bani. Și dacă v-ar conecta, ați avea cu ce să plătiți factura? Continuare facem ceva să plătească factura, sigur. Ajutor social primit aici? Am și eu un ajutor, 1.400.000. Dumnezeu să vă dea sănătate. Asta e de 3-5 ani, da? Pentru aia mai mică? Dați-mi un pic, da. Ia, hai să probezi, Hai să probezi. Zi-mă cu aici, hai, pune mâna aici, hai, te ajută unchiul. Vezi? Da, e bine, Nu acolo, nu acolo. Doamne, câte a avut de nu știe unde să pună mâna. Și uite ce-ți mai dăm, dulce. Bravo. Este o realitate întâlnită des în comunitățile defavorizate la nivelul județului Dolj, ca de altfel în toată Oltenia și România. Sunt și oameni extrem, extrem de săraci, așa cum am văzut în această comunitate, cu copii de toate vârstele. Avem nevoie de participare școlară, avem nevoie de măsuri concrete, avem nevoie ca autoritatea locală să investească și în aceste comunități. Iată că ajutorul social de cele mai multe ori nu ajunge pentru a acoperi nevoile primare ale acestor familii.
în cadrul activităților pe care Partida Romilor le face și vreau să înțeleagă lucrul ăsta. Din păcate, Partida Romilor nu primește bani de la bugetul de stat pentru a putea veni în sprijinul lor cu alimente, să putem ridica o cameră, să punem un gard, un acoperiș, să racordăm, de exemplu, la rețeaua de electricitate, pentru că nu pentru asta primim banii. Timpul petrecut alături de copii ne-a sensibilizat pe toți. Voluntarii echipei Partidei Romilor au stat de vorbă cu cei mici, au desfășurat numeroase activități împreună și, bineînțeles, nu au lipsit bine meritatele premii. În zilele acestea, într-adevăr, pe teren am premiat unii copii din clasele gimnaziale, copii care își dau interesul pentru școală și care, într-adevăr, își fac o grijă prioritară pentru educația lor și pentru a depăși condiția în care sunt. Cât de importantă ți se pare ție școala pentru acești copii? Pentru că vizitezi comunități multe și ți-ai format o părere și știi ce înseamnă. Din punctul meu de vedere, educația este cea mai importantă, trebuie pusă pe primul loc. Dar din ce am observat în comunități, mulți copii sunt destul de reticenți din punctul acesta de vedere, deoarece au parte și de discriminare. Mai mulți copii din comunități ne-au povestit evenimente asemănătoare. Vom încerca să rezolvăm problema și cred că cel mai important este să se convingem în primul rând pe copii să aibă încredere în ei și să-și asume identitatea. În încercarea de a aduce bucurie în sufletele micuților, ne-am deplasat în comuna Ocolna, o comunitate formată aproape în totalitate din cetățenii romi. Partida Romilor, prin vocea prim-vicepreședintelui Iulian Paraschiv, crede cu tărie în egalitatea de șanse, o adevărată provocare totuși pentru copiii acestei comunități. Așa. Nu te speria! Și tu ai aici gecuță, tot așa, gecuță ca studioara sau... Da? Pe care te cuda? Ești la grădiniță? Da, e la grădiniță. Câți ani? 4 ani. 4 ani? Și da. La grădiniță? Da. Și îți place la grădiniță? Da. Da? Suntem la Ocolna, județul Dolj. Îl avem alături de domnul Pănea Costel împreună cu echipa de consilieri locali. Doi la număr aici. Domnul primar Crei, mulțumesc pentru că de fiecare dată este alături de noi și așa a fost încă de pe vremea când nu era primar. Cred că este dintre singurele comunități din țara românească, o comunitate compactă, cu o populație aproape de 2000 de locuitori, o comunitate care este în continuă dezvoltare, o comunitate pe care eu mi-am propus când am preluat mandatul să o ajut cât mai mult, să fac cât mai multe pentru ei, cu sprijinul celor de la Consiliul Județean, intenționăm să depunem câteva proiecte, am stat de vorbă cu domnul președinte pe tema asta, proiecte care înseamnă construirea unui cabinet medical. Comunitatea nu are un cabinet medical și are nevoie, se deplasează la 10 km Amărăș sau Dăbuleni, construirea unei școli, construirea unei grădinițe. Investițiile care s-au făcut până acum în Ocolna, începând din 2011, dacă nu mă înșel, a fost prin FRDS, cu sistemul de alimentare cu apă. Da, noi intenționăm să le extindem, să mai săpăm un puț pentru mărirea debitului și extinderea și a rețelei, ca toată comunitatea să beneficieze de sistemul de apă. Investiții care eu am preluat-o, de fapt, este acest monson asfaltat, început de fostul primar, eu l-am terminat, l-am recepționat, intenționăm să mai continuăm cu asfaltarea în Ocolna, dar prioritar pentru mine și așa cum mi-a sugerat și domnul președinte, pentru că noi discuțiile astea le-am avut înainte, prioritar este rețeaua electrică. Avem la momentul ăsta 180 de familii care nu au curent electric în Ocolna. Mâine se termină licitația. Consiliul Local Amărăș de Jos, împreună, în parteneriat cu CEZ, facem o rețea de 3200 de metri și, în proporție de 95%, cei din Ocolna vor avea curent. Le profețesc că până la Crăciun o să-l aibă, dar cum sunt procedurile,
mai greoaie, dar e bine că o să ne apucăm. Ați avut ceva activitate și ați ajutat comunitatea de aici, din câte puteți. Da, într-un fel m-am identificat cu ei, mă cunosc cu ei, prin meseria care am avut-o înainte, tehnician veterinar. Apelau la serviciile mele și veneam în Ocona și îi ajutam de câte ori am avut posibilitatea. Vă cunoașteți și bine comunitatea asta? Ne cunoaștem foarte bine, da. Da, chiar o cunosc destul de bine și știu nevoile ei. Pe comunitate îl avem pe Costel Stoican, care este angajatul nostru la primărie, este consilier pe problemele romilor. O să mă îndrept și către dumnealui, da, să-l întreb câte ceva. Bună ziua! Sărăuna, recensământul la Ronul le-am făcut, dar ținând cum că fac alocațiile de stat, în fiecare an îmi fac recensământul la copii. Deci 90 de copii se nasc pe an și 94 am avut. Pe la Amărăște acolo, chiar îmi pare rău, se nasc câte 17. Asta este, așa ne mulțim noi. Spuneți-mi, în zona aici, oamenii sunt pregătiți să-și declare identitatea, declara de etnie romă? Da, în comunitatea la noi 100% se declară romă, automat. Dacă sunt și vorbitori de limba română, se mândresc că sunt rom, că sunt țigan. Da. N-aș putea să trec cu vederea și un alt subiect foarte important, cel al pandemiei de coronavirus. Spuneți-mi, în zona aici, oamenii sunt informați, se vaccinează, cum își păstrează sănătatea în această perioadă? Cred că 30% s-au vaccinat până acum. Și în continuare au În două săptămâni. S-au programat și tot timpul, în fiecare programare, se duc câte 15-20, acum mai mult, săptămâna asta mai mult. Asta a fost. Veți continua să-i ajutați, să-i informați, pentru că altfel... În continuu o să informez. Deci nu am avut probleme și informez tot timpul. Tot timpul informez când vine la o urtie, la asta afară, n-ai vaccinul, că-ți fac eu ăsta și aduc atunci, Și atunci se duc, se programează și o văzură și ei. În țară nu se mai poate lucra fără vaccin. Eu mă bucur foarte mult să văd că există și oameni de cuvânt. Aici, locul în care ne aflăm în momentul de față, era pământ, nu era absolut nimic. Faptul că este asfaltat începe să dea o altă față comunității. Este o dovadă clară a faptului că atunci când există voință la nivelul autorităților publice locale, lucrurile bune se întâmplă. Comunitatea romă din Ocolna este o comunitate care se bucură de respectul autorităților locale, dar care și oferă pe măsură a ceea ce primește. Este o colaborare foarte bună între ei pentru orice fel de problemă. Cu ce îi ajutați pe etnicii romi de aici, din comunitatea aceasta atât de mare? Noi ajutăm pe problema romilor. Când au probleme, ajutăm la fac adeverințe, cereri, dosare. Multe și multe când am nevoie de ceva, mergem și mai sprijinim pe Costel, mai ajutăm pe Costel la primărie acolo, când sunt acte mai multe și apunte. Ce v-ați dori cel mai mult să se schimbe aici în zonă, în perioada următoare? Știu că sunt multe, dar măcar așa, cel mai important. Locul de muncă, ar vrea să fie ceva, un proiect mai mare, așa, să facem o fabrică, ceva, sau vreo uzină, ceva și la noi. Locurile de muncă sunt cele mai importante. Da. Să aibă să muncească, să nu mai pleacă în alte țări, să fie la familiile lor, la casele lor. Biserica din comuna Ocolna a fost recent construită cu sprijinul Consiliului Local, dar și din donațiile credincioșilor. Până acum nu au existat fonduri pentru achiziționarea unui clopot. Oferta pleacă de la clopote care au 17 kg și ajunge până la 71 de kg. Dacă vrem mai mult, și mai mult se poate. Însă mi-a spus așa, calitatea pe care o face este una foarte bună. Vine Crăciunul, vine, l-avem până atunci? Eu așa zic, ar fi frumos să facem și inaugurarea, da. Și inaugurarea atunci. Și deci, noi am discutat cu oamenii din comunitate, cu liderii noștri de la partidă, cu domnul primar și încercăm să aducem clopotul la biserică până în Crăciun să vedem dacă este cu putință. Mâine, eu m-am interesat, am venit cu ofertă, am luat o decizie împreună și o să punem, încercăm să-l aducem până de Crăciun. Dacă nu, atunci când va fi cel mai scurt cu putință. Și îmi spune domnul primar că tu ești student la teologie. Da, sunt student la teologie pentru că momentan nu avem un preot stabil. Protoieria Sud Craiova a stabilit ca preoții din Dăbulen și cei din Amărăș Daneț să facă cu schimbul pentru a sluji în fiecare duminică sau pe timp de
sărbătoare, în timpul săptămânii, să vină la biserică să facă slujba. Și tu o să fii, îți dorești să fii preot aici, al preotul comunității? Da, normal. Deci ai ales un glopot de 35 de kilograme, cred că tu te pricepi mai bine decât noi la chestiunea asta. E ok. Calitatea lui este una foarte, foarte bună și spune că e de la nota 2.